Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să fac un nou filmuleț cu cumpărături săptămânale. Nu am mai făcut de foarte mult timp și având în vedere că suntem în izolare, facem cumpărăturile o dată pe săptămână. Merge Cipri la cumpărături de fiecare dată. Înainte mergea vinerea cu copiii, cât eram eu la serviciu, dar de când suntem în această situație, merge sâmbătă, după ce scapă de la jobul part-time, pentru că magazinele sunt mai goale, chiar atunci se și deschid, și merge fără copii, pentru că trebuie să-i protejăm, bineînțeles. Deci o să vă arăt cumpărăturile pentru o săptămână întreagă și să începem din partea stângă, unde avem două franzele feliate din făină integrală, am impresia că sunt acestea. Mai departe avem o baghetă. Lângă baghetă avem niște borec, care am impresia că sunt cu spanac și brânză. Avem și brânză mozzarella răzuită, două pachete. Lângă avem brânză cheddar, care este super bună, mi-o place foarte mult și tot de la ei mai place și cheddarul acela care este mai galben, are o culoare mai intensă, dar acela cred că este ținut mai multe luni. Acesta este 4 luni, acela am impresia că 12 luni sau ceva de genul, nu mai știu exact. În fine, trecem mai departe la ouă. Aici avem, nu sunt 10, pentru că un om mi l-a spart Eric, a căzut pe jos și mai sunt doar 9 ouă aici. O să ne ajungă, pentru că mai avem în frigider încă 10. După cum spuneam, sunt doar 9. Lângă avem ouă vopsite pentru Paștele Catolic, pentru că noi sărbătoream până de câțiva ani Paștele Catolic, deoarece mama era liberă și ne puteam strânge cu toții. Dar pentru că anul acesta suntem în izolare, nu vom putea să sărbătorim împreună Paștele Catolic, așa că am cumpărat ouă vopsite. Iar pentru Paștele nostru vom vopsi noi ouă. Mai departe avem prosoape de hârtie pentru bucătărie. Se dau un singur pachet de persoană. Deci dacă vrei să cumperi mai multe la casă, le oprește și nu ți le dă. Unul singur putem cumpăra. Aici avem ca un fel de desert niște ouă din napolitană cu ceva umplutură de ciocolată și vanilie. Cred că sunt lapte pentru cafea, avem două pachete din acestea. Pads-uri pentru cafea, acestea lavața cu intensitate 6 din 10. Acestea le bea Cipri mai mult, dar și eu. Beau câteodată, mai fac. Pentru copii avem ceai din acesta care nu conține zahăr deloc. Mai avem un suc pentru Eric, la fel, care nu conține zahăr. Ce mai avem? Un suc de portocale, vopsea pentru mine două pachete, mai avem brânză mozzarella, la fel răzuită, tot două pachete, pastă de dinți pentru copii, aici mai este tot așa un suc pentru Eddie, deja și băut din el, care este cu cireșe și cu mere. Tot pentru copii mai avem două sucuri din acestea, dar nu le beau toate odată, stați liniștiți, deci în decursul unei săptămâni. Aici avem niște prăjituri care arată atât de bine, să le dau și folia jos. Și mi-a spus Cipri că de obicei când mai cumpăra el prăjituri, le-a tot văzut, dar erau tot câte una, două, nu patru. Și acum, pentru că a găsit patru, a cumpărat patru pentru fiecare membru al familiei. Arată tare bine, cred că este delicioasă. Abia aștept să o probez. Nu am mai mâncat prăjitură din aceasta până acum. Mai departe avem niște covrigi cu sare care pot fi mâncați ca atare sau pot fi tăiați și umpluți fie cu unt, somon, file, roșii, tot felul de alte lucruri. Este o specialitate aici, covrigul acesta servit cu diferite alimente înăuntru. Mai departe avem un ardei gras roșu, pentru că vreau să gătesc ceva și am nevoie de un ardei gras. Avem ștevie, pliculețe cu ștevie pentru îndulcit cafeaua. Avem două pachete. Mai avem pentru Paște
un miel din acesta. Ia uitați ce frumos este! Foarte frumos este! Este desert, este dulce. Deasupra este acoperit cu zahăr pudră. Mai departe avem niște macaroane. Vrem să facem mac and cheese pentru că am găsit o rețetă interesantă. Smântână, 3 pachete de smântână avem pentru că folosim și la paste. Și dacă mai gătim ceva pentru copii sau facem ciorbă, depinde să vedem. Aici avem afine, o casserole din aceasta întreagă, căpșuni lângă smeură, un lapte pentru copii cu 3,8% grăsime. Mai avem iar brânză cheddar, aceasta este răzuită, iar acolo brânză răzuită pentru cheddar, este un amestec de cheddar cu altă brânză. Avem lămâi, o plasă de lămâi, mai avem o plasă de, ce sunt, portocale, da, portocale și aici tot portocale sunt. În continuare avem în partea stângă de asemenea niște iaurturi cu cremă din aceea de brânză quark și diferite sortimente de fructe sau vanilie, de exemplu aici avem cu vanilie, căpșuni, caise sau piersici și la fel încă o dată aceleași variante. Mai departe avem Actimel pentru copii, este cu vanilie acesta, două borcane cu năut sunt acestea, vreau să fac bulgur turcesc cu legume și am nevoie și de năut și am spus lui Cipri să-mi cumpere. Cred că mi-ar fi ajuns și unul singur, nu știu sigur, cred că da, dar văd că mi-a cumpărat două. Încă un suc din acesta pentru bebeluș, pentru că noi chiar dacă avem un singur bebe și un copil mai mare, dar când cumpărăm pentru Eric ceva, trebuie să cumpărăm și pentru Edi. Deci avem două sucuri pentru bebeluș, unul pentru Eric, unul pentru Edi. Banane, încă o caserolă cu căpșuni. Mai departe avem passata, două sticle din acestea. Așa, lângă avem la fel două sticluțe cu sos basilicum, este pentru paste. Tot pentru paste avem două borcane cu sos bolognese vegetarian, care este foarte bun, nici eu nu credeam și aveam o reținere la început să gust, dar este foarte bun. Mai departe avem niște baterii din acestea mari, un ketchup, un șampon cu cofeină. E prima dată când îl văd, nu cred că am mai avut Cipri așa. Încă o cutie cu lapte, un zahăr, o pungă de zahăr. Mai departe avem niște smoothie-uri, acesta este cu mango, banane și maracuia, iar lângă avem cu căpșuni, afine și smeură. Două sortimente din fiecare, două așa, două așa. Mai departe avem, cred că este cremă de vanilie, se toarnă deasupra la deserturi, este sos din acela de vanilie, două cutii. Ciocolată de cocos, două bucăți. Ce mai avem? Unt, la fel, două pachete de unt, mozzarella sticks, două pachete. Mai departe, brânză, din nou brânză, câtă brânză avem, ați văzut? Noi suntem familia șoriceilor, pentru că mâncăm multă brânză. Brânză cheddar, în formă de floricică, aba nu, felii normale, așa. Și sortimentul acesta care, de care vă ziceam și îmi place mie, de fapt timp de 6 luni este învechită brânza aceasta, dar este foarte bună, îmi place foarte mult aceasta și mai au un sortiment, aceeași brânză, dar cu ardei iute în ea și aceea este foarte bună, este picantă. Așa, aici avem niște măsline Kalamata pentru că la fel am nevoie pentru bulgurul pe care vreau să-l fac. Nucșoară avem. Aici avem cumin, cuminul cred că este chimen, nu? În română, chimen măcinat. Așa, niște zahăr vanilat, 3 pachete din acestea. Ce mai avem? Praf de copt, oare vrea Cipri să facă cozonaci de Paște sau vreun desert, nu știu. Așa, esență de vanilie, 2 pachete. În continuare, la produsele congelate avem înghețată și avem așa un sortiment de înghețată pe băț cu diferite fructe. Mai departe avem pentru copii înghețată din aceasta mică, 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 mică. Și este începută pentru că deja au mâncat, Edi a mâncat una, Eric una și de aceea le-am început.
Aici avem tot așa mini înghețată pe băț cu smeură, înghețată Snickers, două pachete, aceasta este foarte, foarte bună. Și sarea aceasta pe care v-am arătat-o adineauri, dar am uitat să vă prezint. Deci avem și sare pentru mâncare. Și cam acestea sunt cumpărăturile noastre pentru săptămâna care urmează. Sunt destule, sunt convinsă că ne vor ajunge, mai ales că o să gătim. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup, weekend plăcut, pa, pa!